300 de fete din toată țara s-au întrecut ieri la Reșița pentru titlul de cea mai bună majoretă. Iată ce a ieșit. De echipe de majorete au defilat ieri pe străzile din Reșița pe ritmurile fanfarei. După ce i-au impresionat petrecători, fetele s-au dat în spectacol în fața juriului. Fiecare echipă a încercat să prezinte show-uri cât mai interesante, pe ritmuri latino sau disco. Costume faine și am auzit că sunt foarte bune. E surprinzător că se întâmplă asta aici și spectacolul nu e numai la dans, ci și tribunele și atmosfera. E încântător. După ce au fost notate, majoretele s-au mutat într-o sală de sport pentru a-și primi premiile și acolo au făcut spectacol. Cele mai multe trofee au luat majoretele din Cluj.